mă numesc Tălpău Mihai Florin, am 16 ani și fac parte din ansamblu din iunie 2017. Eu mă numesc Cristea Ioana, am 19 ani și fac parte din ansamblu de aproximativ 2 ani. O scurtă descriere a voastră personală. Ce înseamnă dansul pentru voi? Pentru mine dansul este o pasiune foarte ascunsă. Am descoperit-o atunci când am început și pot spune că o să rămână în inimă toată viața. Eu, sincer, să fiu, inițial am intrat în ansamblu ca solistă. În schimb, pe parcursul acestor 2 ani am învățat să iubesc dansul popular datorită colegilor mei, datorită iubirilor față de acest dans și a bucuriei pe care aceștia o transmit în momentul în care ei dansează. Ce înseamnă pentru voi dansul popular? Dansul este cea mai mare pasiune a mea, pot spune, pentru că cu el am început să descoper mai multe persoane și firele lor. Dansul pentru mine este una dintre pasiunile mele cele mai mari. A doua pasiune mea, adică de fapt prima, este muzica. Cânt de ceva ani buni, atât muzică ușoară cât și muzică populară. Însă, ziceam, dansul a devenit o pasiune din momentul în care am intrat în acest ansamblu. Ai vreo melodie proprie sau doar? Nu am melodii proprii, nu. Însă mă descurc cu melodiile pe care domnul instructor mi le sugerează și încerc să le cânt și să transmit emoțiile publicului și celor care mă ascultă. Și acum, te regăsești în melodiile pe care ți le recomandă instructor? Da, în majoritatea melodiilor mă regăsesc și chiar dacă nu mă regăsesc într-o melodie, îi spun instructorului și atunci schimbăm melodia, alegem cu totul altă melodie și totul merge cum trebuie. Înseamnă că nu e chiar așa de dur cu tine. Eu cred că domnul instructor este dur cu cei care nu sunt atât de serioși. Trebuie să fim serioși ca dânsul să nu fie dur cu noi. Și poți să ne spui persoane din grup care nu sunt serioși? Această informație este strict confidențială. De ce? Pentru că sunt colegii mei și îi iubesc și suntem o familie și ce e în familie nu se dă. Tu ce ai de spus? Eu o apropii colega mea. Bine, mulțumesc.